Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu Alina Ursu. Îmi doresc de mult această întâlnire cu Alina Ursu, care se recomandă profesor de etnie romă. Pur și simplu, e un titlu de noblețe. Președintele Asociației Diversitate, o asociație care s-a născut ca grup de inițiativă și acum dă să se așeze ca asociație. Bună seara! Bun venit. Bună seara și bine te-am găsit! O doamnă de poveste. Și ce poveste! Mărturisesc că îmi doresc, cum spuneam de multă vreme, această emisiune. N-a fost să fie, nimic nu-i întâmplător până la urmă, dar de fiecare dată când am citit Alina Ursu sau când sub ochii mei cădeau din scrierile tale, și ce frumos scrie Mulțumesc. Alina Ursu, spuneam, Doamne, cum e posibil? E reală, e adevărată, e în carne și oase. Cum se simte Alina Ursu în calitate de Alina Ursu? Sunt bine, mă simt bine. Mă simt bine și împăcată cu mine. Alina Ursu este un om ca fiecare om pe care îl întâlnesc în viața mea. Și atât? Văd în fiecare om ceea ce port în sufletul meu și descoper în fiecare om partea de bunătate pe care a lăsat-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. De unde încăpățânarea asta să cauți musai ce-i bun în fiecare? Că avem Pentru în fiecare că... dintre noi ceva bun, dar... Puțin caută cu atâta înverșunare bunul, partea bună. Este o încăpățânare pe care am căpătat-o, să spun așa, de-a lungul timpului. O încăpățânare pentru că nu s-a pariat pe mine. De multe ori au fost puțini oamenii pe care i-am întâlnit și care au pariat au pe spus, mine. Eu cred în Alina Ursu. Care au reușit să-mi transforme destinul. Și dacă eu am întâlnit acei oameni, înseamnă că în fiecare om care calcă pământul ăsta există potențial. Și cumva, poate, de aceeași dorință aceasta de a întoarce, cu orice preț, da. De a întoarce. Trebuie să fie un echilibru. Dacă eu am primit, mai departe trebuie să dau. Și Dumnezeu spune, cine are lumina să nu o oprească, să o țină sub obroc, să o dea mai departe. Deci o datorie sfântă. Am văzut câteva filmări, prezențe la conferințe motivaționale. Frumos vorbește Alina Ursu, chiar dacă se gâtuie câteodată de emoție, glasul. Și aș vrea să vedem și noi câteva momente de la TEDx. Pe mine m-au impresionat până la lacrimi. Bună seara și bine v-am găsit! Îmi pare rău să-ți spun, țigancă, accept să-mi spună prietenii, dar cum urmăresc Like IT, sunt fericită că îmi spui tu țigancă. Dacă mi-ați spune voi, chiar m-aș supăra. Sunt romnie și merit numele de romnie. Și în seara asta veți afla o poveste, chiar dacă nu este prea zâmbăreață, de multe ori mi s-a ridicat mingea la fileu și domnul profesor mi-a ridicat-o foarte bine când a spus despre educație. Și... antevorbitorul dinaintea pauzei, să spun așa, mi-a ridicat-o foarte bine pentru că veți afla despre un țigan, un măturător de stradă și mai târziu un profesor. Să începem! Educația este cea mai puternică armă cu care poți schimba lumea. Așa spunea Nelson Mandela. Și el de culoare ca și mine. Și o spun și eu astăzi. Și mi s-a confirmat și în această seară. Pentru că educația a schimbat viața mea, a Alinei Ursu, și o va schimba și pe asemenilor mei. Am locuit într-un ghetou. Într-un ghetou în care mi-am descoperit misiunea. Am locuit într-un ghetou în care cuvântul viitor se referea cel mult la ziua de mâine și educație însemna un lux, un dezastru, o aberație pentru locuitorii de acolo. Eu eram un caz mai fericit. Lucram în serviciul de salubrizare și aici aș dori să fie atent colegul meu al orașului. Ieșeam în lume. O vedeam când mă privea indiferentă. O simțeam și o miroseam când goleam coșurile de gunoi. Mirosul străzii nu mai era același când mă întorceam în ghetou, indiferent de gunoaiele pe care le adunam din stradă. Nici chipurile copiilor de acolo
nu se asemănau cu chipurile copiilor pe care îi vedeam în fiecare zi pe stradă, îndreptându-se către școli și grădinițe. În turele de noapte, când curățam străzile, și mai ales pe timp de iarnă, când mâinile mi înghețau pe lopata cu care adunam zăpada de pe stradă și spiritul îmi obosea trupul obosit, mintea mea lucra febril. Lucra pentru un mâine. Un mâine în care mâinile mele slăbite vor folosi unelte ușoare. Mi-a fost greu să întrerup, dar trebuie să povestim și noi. Mi-au dat lacrimile ascultând această poveste. Am simțit mâinile în frig, am simțit durerea și poate umilința. Așa mi-am imaginat eu tot timpul, că măturătorul se simte umilit când treci indiferent pe lângă el. Niciodată nu m-am gândit oare ce are omul acela în suflet, oare ce vise ascunde, cu ce vise merge acasă, ce își spune când pune capul pe pernă. Mi se pare un curaj foarte mare să poți povesti asta. Nu știu dacă eu pot numi un act de curaj. Pentru mine este important ca oamenii să știe că se poate. Și faptul că am ajuns să mătur în, să lucrez în serviciu de salubrizare al orașului. A fost primul job, a fost un soi de ieșire. Era un al doilea job pentru mine, primul meu job, prima mea calificare este de frizer. Și pentru că în frizeria în care mă angajasem, la vremea aceea nu aveam foarte mulți bani să-mi procur singură uneltele, pentru că îmi trebuiau unelte să ofer un serviciu de calitate. Și acolo am simțit din nou că mă apasă discriminarea pe care o fac colegii. Locuiam, era foarte aproape frizeria de un bloc fantomă, care are o istorie și acel bloc. Și faptul că locuiam acolo, în centrul orașului Roman, în blocul acela fantomă, deja era o etichetă era pentru stigmat. Mine. Era un stigmat. Și totdeauna țineau să-mi amintească de unde vin eu. De la tine, din rezervație, din ghetto. Și având în același timp și deficitul de unelte, câștigând și foarte puțini bani, am hotărât să îmi schimb locul de muncă și m-am dus la interviu la care domnul care era la interviu a spus: domnule, eu v-aș recomanda să mergeți să căutați ceva pe măsura pregătirii dumneavoastră. O piedică pentru mine a fost handicapul pe care l-am din naștere. Un handicap ușor la piciorul drept, dar pentru cei care mă vedeau nu era un handicap ușor. Și m-am dus la Roman, la Cersanit, o fabrică ce produce pentru produse de baie. Și m-am dus acolo să mă angajez. Se plătea foarte bine, patronată de polonezi. Și atunci doamna care m-a văzut, mi-a văzut toate documentele, îmi spune: urcă-te, te rog, pe cântar. Și m-am urcat pe cântar, aveam 38 de kilograme și mi-a spus: când o să ai 45 de kilograme, cât are un sac, să vii să ne cauți. Doamne. Și atunci singura variantă era să merg să mă angajez la primărie, unde 80% dintre angajați erau de etnie romă. Am mers și m-am angajat la primărie, la orașul Roman, dar măturam cu toată dragostea, pentru că pe străzile acelea trecea împăratul. Și împăratul nu era altul decât tata. Și voiam să fie mândru de mine că străzile orașului sunt curate, pentru că eu fac curat acolo. Deci cumva bucuria lucrului bine făcut. Da, da, întotdeauna m-am primit. Indiferent că e vorba de a curăța niște străzi. Indiferent, indiferent. Deci atât că la bază e o educație sănătoasă. Da. Așa am învățat de la părinții mei: tot ce faci, să faci ca pentru Dumnezeu. Și restul părinții vine de la sine. Părinții tăi fiind, de fapt, ce? Sunt copilul lui Dumitru, un om cu 4 clase, un meseriaș, un om care a lucrat în schimburi și care era poreclit, niciodată nu i s-a spus țigan, era poreclit Mâini de Aur, pentru că tabla cânta în mâinile lui, venind dintr-o familie de fierari, iar mama mea analfabetă,
care a învățat să scrie odată să, și să citească deodată cu noi, când noi ne făceam temele, mama învăța să scrie deodată cu noi. Suntem 11 frați. Și Alina fiind? Eu sunt a șasea. A șasea, la mijloc. Alina, adică cea care trebuia să aducă Alinare, o predestinare cumva prin acest nume, toți ați făcut carte. Toți am mers la școală, că nu au terminat toți sau nu au ajuns toți atât de sus ca și studii cum am ajuns eu, nu este vina părinților. Este cu siguranță. Fiecare ne-am ales drumul nostru. Și eu am ales de la tata. Tatăl meu citea foarte mult. Da. Avea 4 clase, dar citea foarte mult. Numele meu este pus chiar după eroina unei cărți pe care o citea el, o eroină de la Auschwitz, o femeie, o cercetătoare polacă, care a fost închisă la Auschwitz și o chema Alina Kowalski. Și tatăl meu citea cartea aceea. A fost modelul. Iată, a doua predestinare. Da. Și mi-a pus numele după Alina Kowalski. Frumos. Cum a reușit Alina deci să crească acolo? Tata a fost un model, tata citea și Alina a început să citească. Citea foarte mult și era și foarte pretențios la fiecare dintre noi. Copii poți fi pretențios? Da, am avut șansa să mă nasc într-o familie în care educația a fost la mare preț. Tatăl meu avea 4 clase, dar a murit la 81 de ani și cu o săptămână înainte de a muri și a blestemat din nou tatăl că nu l-a lăsat să meargă mai mult la școală. Ăsta a fost cel mai mare regret și cea mai mare durere a vieții lui. Și cred că tata în fiecare dintre noi și-a dorit să vadă un vis împlinit. Eu am învățat de la tata ce înseamnă virgula, semnul exclamării, punctele de suspensie. Și prin clasa a treia cred că visam scrisoarea a treia, nu o recitam, o interpretam, pentru că așa m-a învățat tata. Venea de la schimbul 2 și spunea: când vin acasă, vreau să vă găsesc caietele pe masă. Și copiii toți puneau caietele pe masă. Da, la control. Eu sunt din generația care a scris cu toc și peniță. Da, da. Ce frumos, dacă stai să te gândești în urmă cât de greu. A apucat tata să o vadă pe Alina împlinită, așa cum este ea astăzi, apreciată, lansată în această misiune asumată cu atâtea când dureri. Când am ales să merg la facultate la 40 de ani, pentru că... La 40 de ani a venit facultatea. Da, lucrând în sistemul de învățământ, ca femeie de serviciu, mai apoi ca mediator școlar. Mătura de pe stradă s-a mutat. S-a mutat, dar a fost o evoluție pentru mine. Cu siguranță, era într-un lăcaș de cultură. Era undeva unde era cald. Asta era tot ce conta pentru mine. Și în momentul când am făcut toate aceste salturi, am văzut toate hibele, toate bucuriile sistemului de învățământ. Îmi sunt cunoscute toate, de la a spăla vasul de toaletă și până la a purta catalogul sub braț și a-ți asuma responsabilitatea unei note. Iar la 40 de ani am ales să merg să-mi finalizez studiile, pentru că atunci când veneam cu o idee, cu un proiect conturat, o inițiativă, mi se spunea: tu ce știi, n-ai studii superioare. Dar în schimb vedeam ideile mele de proiecte materializându-se. Ori nu se putea pune numele meu de femeie de serviciu pe un proiect. Noi și spunem, cine să semneze femeia de serviciu? Nu se putea asta. Și la 40 de ani am zis: o să mă duc să fac și facultate. Și noi, romii, avem locurile acelea în universități și licee. În sfârșit, o măsură bună, fără taxă, pozitivă, binevenită. Și m-am dus și m-am înscris, numai că este la zi. Ori pentru mine nu a fost un minus, fiind la zi, pentru că eu rețin ce aud și comentez. Deci din start a fost un mare avantaj. Alina absorbea ca un burete cursurile. Da, mi-a fost teamă la început. Cine o întreținea pe Alina ca să-și permită să... Pe atunci eram eu și copiii mei. În schimb aveam un job. Lucram la Agenția Metropolitană din Brașov ca mediator social. Iar marele meu noroc a fost că am avut înțelegere de la superiorii mei. Lucram foarte mult de acasă, pentru că nu sunt construită pentru un birou. Care a devenit suportiv. Da, a fost suportiv. În faza aceea. Lucram de acasă și trimiteam tot ce trebuie, iar weekendurile le transformam în zile de teren. Teren, asta însemnând Săcele, Urmeniș.
Deci zonele defavorizate, da. Zonele unde cumva sunt ai tăi. Ai simțit nevoia să lucrezi pentru ei. Spuneam de o misiune asumată. Alt moment în care am fost emoționată de Alina Ursu a fost cel în care am citit ultima postare pe blog, de altfel cea cu Gypsy. Alina Ursu, cea care a trecut prin atâtea lucruri și s-ar fi zis că nu mai poate răni ceva atât de ușor, că nu te mai atinge, varsă o lacrimă și se oprește să nu blesteme atunci când aude că în spate, la Cutuș, locul unde îți dai tot sufletul, la școală, la grădinița din Cutuș, cineva a folosit eticheta Gypsy. Și am întrebat înainte de începerea emisiunii, de ce nu erai obișnuită cu toate relele pământului? De ce suferința asta? De ce durerea? De ce lacrima? Până astăzi, la 45 de ani, am primit multe etichete. Am primit și etichete pozitive, și etichete negative. Chiar dacă apar ca o femeie puternică, o femeie pe care nimic n-ar mai putea să o scoată de pe făgașul ei de zen, am și eu momentele mele când cad. Și după, era chiar după un eveniment extraordinar pe care am reușit să îl aduc din nou în inima Cris Bavului, Teatru pentru Copii. Era un vis de-al meu de mult și l-am împărtășit unei prietene de suflet care îmi permis să o și numesc Adina Neagu, eu o numesc din călbelea mea, pentru că a venit totdeauna în întâmpinarea viselor mele de la Cutu și Crisba. Și am zis, Adina, mi-aș dori foarte mult să bucur acești copii cu teatru, să le aduc teatru acasă. Și nu s-a putut în săptămâna altfel și nici de 1 iunie, dar am făcut să se întâmple pe 8 iunie. Și au fost postate afișe cu teatrul peste tot, la școli, la căminul cultural, în sat, în fața primăriei, acolo unde este panoul acela de afișaj, ca să am surpriza cu o zi înainte și chiar în dimineața când urma să se întâmple minunea, că multe colege nu știu unde este teatrul, că nu știu la ce oră, sau plouă și nu ducem copiii prin ploaie. Era nourat, într-adevăr, după aceea a început ploaia. Poate că a costat destul de mult, a costat 1200 de lei. Și a trebuit să nu a fost pierdere de timp din viața mea, dar totuși mi-am lăsat familia fără timpul acela ca să adun oamenii în jurul meu, să le ambalez povestea frumos, să o livrez frumos și ei să bage mâna în buzunar și să plătească pentru copiii de acolo. Și când am auzit toate răutățile, că astea efectiv le-am considerat răutăți, după ce s-au întors prin ploaie, au fost nevoite să se întoarcă prin ploaie, a mai fost un miracol, când am dus eu copiii, nu a plouat. Nu a plouat. Da. Cum s-a întâmplat, nu știu. Ai aranjat ploile. Da, se poate, probabil prin natura numelui meu, se spune că etichetei mele. Omul, așa? Și cu vremea, da. Și seara am aflat... M-a sunat cineva și îmi spune, tu știi ce etichete ai în școala asta? Ce sunt așa de furioasă și îmi pare atât de rău că nu am știut cum să acționez, dar nu pot să cred de unde atâta răutate. Zic, ce etichete ar putea să existe în școala asta pentru mine? Ce ți se spune? Gipsesă? Gypsy? Sincer, mă așteptam la multe, dar la asta nu. La asta nu, pentru că m-am pus în slujba oamenilor de acolo. Am încercat să creez un mediu suportiv. N-am făcut niciodată ceva care să le rănească. Și deodată mă trezesc că eu sunt gipsesă și exact de la persoane pe care le-am promovat, le-am susținut, le-am considerat că îmi sunt apropiate. Și chestia asta a durut cel mai tare. Și atunci ai scris. Și atunci, să știi, Onelia, că am stat vreo 3-4 zile și am zis, ce să fac? Să mă duc și să mă plâng la inspectorat. Știți, mi-a luat jucăria cineva și m-a făcut țigan. Să mă duc să-mi ridic fustele. O expresie legată. Da, ca să-mi împlinesc menirea aia de gipsesă, nu? Am spus, nu, va trebui. Și am mers la mănăstire, la Șinca. Pentru că acolo mergem noi să ne reîncărcăm bateriile. Și am zis, Doamne, te rog, arată-mi cum trebuie să fac mai bine. Și atunci soțul meu ce scrie.
asta știi tu să faci cel mai bine, să vorbești oamenilor. Să scrii, să vorbești, descarcă să educi. Sufletul. Da. Și gata? S-a dus? Știi cum? Da, după o săptămână de plâns cu muci. Ah, deci, deci a fost plâns. Am plâns, adevărat. Da, am plâns. Așa, mi-a șters, cum s-ar spune, mucii, mi-am ridicat sânii, așa, m-am dat cu ruj, mi-am pus pantofii cu toc, m-am uitat în oglindă și am zis, nu mai este loc de nimic rău. Deci mergem înainte. Să vină binele. Da, pe mine m-a impresionat și am plâns și un pic. Chiar am lăcrimat, pentru că m-am gândit, uite, doamne, cumva există o proiecție a celor care încearcă să facă bine și primesc rău. Cred că n-a fost totuși prima, cred că n-a fost ultima, cred că n-a fost singura. E un preț când îți asumi etnia care încă e atât de discriminată la noi. Ăsta e adevărul. Când da. Îți asumi o luptă, când vrei să schimbi lumea, despre ce vorbim? Vrem sau nu, discriminare există în toate domeniile. La mine discriminările au fost totdeauna ca și monedele. Dacă nu am fost discriminată că sunt de etnie, am fost discriminată că sunt persoană cu handicap. Dacă nu am fost discriminată că sunt persoană cu handicap, am fost discriminată datorită fustelor lungi pe care le port. N-ai putut niciodată fuste scurte? Port fuste scurte iarna și o să spun și de ce. Eu până la 40 de ani nu am purtat fustă scurtă, fustă deasupra genunchiului, dat fiind handicapul meu. Deci ăsta e unul din motive, și de fapt. Nu, asta nu o fac ca să... Uite, eu nu am știut, îți mărturisesc, acum am aflat. Eu nu port fuste lungi neapărat ca să mă mai apăr pe mine. Port fuste lungi nu pentru că asta e etnia mea și pentru că mă apăr pe mine și mi-ascund handicapul. Port fuste lungi să protejez pe cei din jurul meu, să-i protejez. Pentru că la noi nu există încă suficientă cultură să nu ajungi să faci să fie la tine sau să întorci capul. Sau... Nu există acea educație. Și ca să nu deranjez vizual pe mulți din jurul meu, am ales să-i protejez purtând fustele lungi, nu pentru că sunt de etnie romă. Dacă sunt foarte elegante fuste. Da. Toate pozele care fost o vedem pe Alina sau dacă o întâlnim, e foarte elegante, doamnelor. Și... Nu se vede fusta lungă, este foarte și iarna, foarte toamna, frumos. Când îmi permis să port cizme lungi, port și fuste scurte. Să scurtează pentru că silueta, slavă Domnului, permite orice fel de haină. Deci asumare și luptă, ce vreți să faci? Unde vreți să ajungeți, de fapt, cu această asociație și cu această luptă? Pentru că e o navetă la Crisbav, 28 de kilometri, da. 3 pe jos. Dus întors, da, de la Crisbav la Cutuș. Da, deci în fiecare zi mers pe jos, cu acel handicap, ușor fie el. Cu căzături, iarna, când drumurile nu sunt curățate. De ce, Alina Ursu? De ce chestia asta? Totuși, ce are grădinița aia magic de merită sacrificiul ăsta? Grădinița în sine nu are nimic magic. Ce este magic este transformările care se produc în copii. Copii când romi? Copii și romi și majoritari sunt mixați. Dar eu când vorbesc despre copil, dispare etnia. Mi-am pus așa un frontispiciu, copil, copilărie fără etnie. Și efectele pe care le muncii mele acolo, schimbările pe care le văd în fiecare copil și părinte deopotrivă și în ceilalți, merită spun că merită. Merită să ai 40 de kilograme? Da, pentru că am ajuns acolo și am întâlnit copii la 6 ani care, atunci când au fost întrebați, știți cum se numește țara noastră, mă priveau ciudat. Ce-o fi România asta? O fi un pește? O fi o floare? O fi un cartof? Ce limbă vorbim noi? Era și mai ciudat. Cum o cheamă pe mama și pe tata, Mica și Ticu? La 6 ani, când copilul trebuie să știe asta. Deci provocarea, dorința de a scoate diamantul din noroi uneori. Din... Da. Și de la a avea rezultate de genul, iertată să-mi fie exprimarea, doamna, mă duc să mă cac. Doamna, mă duc la toaletă așa în următoarele două luni. Ei, sau de la tăiat iar doctorii. Sau să te mânce și să faci și să dregi. La, după 3 luni,
să auzi că a dispărut, să nu le mai auzi de fapt și să auzi într-o zi, Doamna, nu mi-ai dat șervețel, pentru că i-am învățat să folosească șervețelul la masă, le puneam mâncarea pe șervețel, sau Doamna, nu ne-am spălat pe mâini. Deci iată, educația. Sau să nu mai repete ce a spus celălalt, o prostie, doar atât. Doamna, iar o spus. Uh-huh. I-am întrebat la un moment dat, ce vrei să fii când vei fi mare? Pe ei nu-i întreabă nimeni acasă asta. E ciudat pentru mine să nu-i întrebe nimeni. Și la un băiat mi-a spus, eu vreau să fiu domn ca Doamna. Ce frumos! Sau fetițele, vrem să fim ca tine, Doamna. De ce vrei să fiți ca mine? Pentru că miroși frumos și te îmbraci frumos. Ceea ce pentru ei este extraordinar. Da, și eu numesc asta performanță oarecum. Este performanță, performanța depinde de la ce pleci, nu? Nu este numai de a participa la olimpiade și concursuri. Și astea au rostul lor. Și cine le poate face, cinste lor. Dar performanța pentru mine, Alina Ursu, este că atunci când un copil intră în școală, să știe că este o școală. Un copil când își vede profesorul în față, să știe că este un profesor. Să-l respecte. Un copil când știe că în curtea școlii lui trebuie să fie frumos, să fie îngrijită. Asta înseamnă performanță, nu mai aruncă în hârtia. O luăm și o punem la coș. Înseamnă educație, în adevărat. Și venim zi de zi. Performanță înseamnă când eu am ajuns acolo la grădiniță, frecventau fără nicio exagerare, maxim 7, 8, 5 copii pe vremuri bune. În vremurile de vreme rea erau mult mai puțini. Ori din 20 înscriși, să ai aproape 20 zi de zi. Sună ca cei copii doresc cu ardoare să vină la și grădiniță. Și vin de pe coclaur. O găsesc pe doamna acolo, care miroase frumos, care le arată o altfel de viață. Care este unde este cald. Unde este cald. Și au lucruri, jucării frumoase. Ei poate nu au apă curent acasă, n-au toaletă. Sunt mulți care nu au, dar ce m-a încurajat pe mine să lucrez acolo și să rămân a fost faptul că atunci când am mers în recunoaștere, am văzut că se construiește. Aveam impresia că sunt într-un cartier rezidențial și am zis, măi, dacă oamenii ăștia construiesc, asta înseamnă viziune, bătaie lungă. Înseamnă dezvoltare. Și dacă ei vor ajunge să se spele în cadă, așa cum am făcut eu, am pornit de la copaie la duș, după ce am plecat din ghetou. Da. Și de la duș am vrut cadă să mă întind și să fie clăbuc și acum jacuzzi de toate. Am zis, dacă ei ajung asta vor, să vor facă, și să-și dorească. Își vor dori mai mult și pentru copiii lor. Deci, practic, a prins cânteia și chiar poți schimba destine. Dar există un sabotaj totuși acasă. Doamna învață, doamna învață toate aceste lucruri și le place cu șervețel și le place la toaleta unde este cald și unde se spală cu săpun. Dar dacă ajung acasă unde mama și tata poate îi trimite mult. Ei stau acasă, nu știu, 10 într-un bordel. Da, stau. Sunt atâția care stau așa. Sau mama și tata învață chiar să fură de la anumită vârstă. Nu e sabotat. Iar fetele care vor să ajungă ca doamna, să miroase frumos și să fie o doamnă, se mărită poate la 13 ani? Asta se pierde foarte mult. Eu în 5 ore pun o picătură, o sămânță. Dar dacă de acasă sămânța asta nu este îngrijită, doar să fie o fire prea puternică să răzbească, așa cum și eu am răzbit cumva. Poate cumva. Acolo în copilăria mică, dacă se imprimă aceste valori. De acolo trebuie pornit, din copilăria mică. Educația timpurie are un rol de... Nu știu dacă îl pot exprima cât de important este rolul educației timpurii, chiar de la creșă. Fetele ajung să se mărite nu pentru că părinții neapărat le dirigează în direcția asta, pentru că nu sunt educate să vadă în viitor altceva decât modelul. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Băiată! De ce? Să fac mâncare și să o ajut pe sora mea. Să fii băiată. De unde că femeia preia toată greutatea. Băiată, da, Zoie, fii bărbată. Da, 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 da. Și atunci mă copleșește tristețea și disperarea. Ai, mă momente când ce aș putea să fac? Dar se pot face multe lucruri, Onelia. Eu dacă aș fi primar într-o zonă de genul ăsta, sunt mulți părinți care mie mi-au și spus, tu băiată, tu ai casa ta? Nu, eu stau cu chirie. Și atunci vezi casa aia cu 2 etaje. Sunt analfabetă. Și pe copila mea tu să învețe să meargă la liceu ca să stea cu chirie ca tine. Noi mergem în Germania. Bun. Eu
ca șef de sat, de trib, mi-aș permite, pentru că legea îmi permite asta. Ți-ai permis câteva excursii în străinătate, excursii îmi permit eu să ne numesc. Oh, și ți-ai luat și copilul în timpul școlii. Sau ți-ai luat copilul în condițiile în care învățământul obligatoriu în România este de 10 clase. Înseamnă că nu ești un asistat social. Și hai să luăm noi ajutorul ăla social, Bătălvina. De să condiționezi mai mult. Absolut, până nu vom trece la condiționări reale și vom folosi aceste facilități pe care le oferă statul ca arme care să îndrepte, nu să încurajeze viața asta de compromis. S-ar putea ca ai tăi să nu agreze acest mod de gândire. Eu știu că nu agrează și că mă blamează. Și de acolo. Da, eu știu de anul asta, asta uitat da. Unde a plecat asta și vrea să ne ia și alocațiile. Și se poate. Noi am fost, suntem 11 frați. Părinții mei n-au primit decât alocația noastră inclusă în salariu. Mama mea avea o primă de mamă eroină de 45 da. De lei. Da? O, Doamne! Ori da. Am răzbit cu toții. Și ai mei munceau în schimburi la fabrică. Și nu aduceam mai mult de 4.000 de lei acasă, per total, pe la lună. 11 copii. Și nu era mult, dar nu era nici puțin. Încă data mai lucra și în particular diferite lucruri. Da. Și noi mai făceam curățenie pe acasă, pe la Doamne, și ne descurcam cumva. Dar se poate. Și dacă eu, șeful de trib, devin conștient că trebuie rupt lanțul acesta în care copilul devine victimă colaterală de o parte a autorităților, care trebuie să-l susțină și să-l împingă, nu cu pomende și tichetul ăla de 50 de lei, eu consider că tot e un pomană. Fiasco total, nu mai dau pomană. Deci de acolo trebuie rupt. Ei, acolo, asta, n-ar trebui Alina să fie în altă parte, la Parlament, de unde chiar există o putere să schimbi lucrurile, te încăpățânezi să mergi la cutuș și da, să dești acolo lumina în niște sufletele, dar la alt nivel poți schimba cu adevărat lucrurile? Se poate schimba, Onelia, și de asta cred că toate evenimentele care s-au întâmplat în ultima lună înainte de a intra în vacanță, soțul meu m-a întrebat, pleci? În toamnă pleci? Pentru că starea ta de sănătate nu-ți mai permite, că am fost de câteva ori într-o comă tocmai diabetică. E un preț foarte mare. De multe ori mi se întâmplă ca în autobuz să plâng de teamă că nu mai ajung să-mi văd casa, stările mele de rău nu pot să mi-l descriu de unde vine. Și soțul meu mi-a spus, 20 de zile anual din viața ta le pierzi pe navetă. Pe când ai putea să le câștigi, să faci mai mult. Chiar poți face mai mult pentru lume, mult mai mult. Îmi doresc și Dumnezeu spune, iertată să-mi fie vorba, nu-ți da mărgăritarele la porci. Da. Alina Urso a demonstrat că se poate. Prin faptul că nu ai nevoie de foarte mulți bani să faci minuni. Eu n-am găsit nimic acolo când m-am dus. Și am transformat în rai. Și nu o spun ca o laudă. S-a dus vorba și s-a dus frumos. Datorită oamenilor care au ascultat-o pe Alina și au văzut copiii ăia. Alina trebuie să se mute în altă parte. Și mai când sus, au oferit, i-am chemat, veniți voi și dați personal. Alina Urso n-a preluat nici bani, nici bunuri, veniți voi și bucurați-vă împreună cu ei. Și eu am sădit sămânța. Dacă jumătate de acolo ar fi venit să facă echipă cu mine, dacă trei, Dumnezeu, oamenii îl întrebau pe Iisus, dacă găsești unul, te duci să-i salvezi, da. Dacă trei colegi ar fi venit alături de mine, dacă aș fi avut mai multă susținere din partea celor care sunt puși pe susținere, asta fără a acuza și fără a blama, cu cel mai mare prietenos gând îl spun, poate că aș fi rămas. Dar Don Quixote l-avea pe Sancho Panza. Eu l-am doar pe bărbatul meu care face 17 ore de trafic să suplinească banii pe care Alina Urso îi scoate din buzunar de multe ori să acopere niște găuri care îi sunt. Doi copii mai sunt. Mai care sunt și doi ei, copii. Nou pe mama. Care la un moment dat mi-au reproșat, mamă, te-ai gândit atât de mult la viitorul nostru că n-ai fost prezenți.
n-ai fost prezentă. Ce fac cei doi copii? Eu am înțeles că până la urmă copiii nu sunt ai noștri. Copiii ne sunt împrumutați pentru o vreme. Și copiii mei când au, în custodie și trebuie când au împlinit 18 ani, ei îmi spuneau tot timpul, abia așteptăm să scăpăm de tine. Pentru că eu credeam că trebuie să dețin controlul, să le arăt calea așa, da, ca un dictator, cum a fost tatăl meu. Și ei îmi spuneau, aș vrea să știu acum câte știu, atunci câte știu acum despre cum să-ți formezi un copil. Sunt lucruri care, descoperindu-le în timp ce învățam, mă îngrozeau cât de mult am greșit eu și față de ai mei. Până la urmă, și plângeam. Da? Și aș fi vrut să știu atunci. Și copiii mei mi-au spus așa, mamă, când o să facem 18 ani, plecăm de lângă tine că ne-am săturat. Și ce fac ei? Sunt acum pe cont propriu, lucrează, stau cu chirie. Se declară romi? Băiatul meu se declară cu mândrie. Fata are momente când îmi spune, pentru că știe ce a pățit la școală. Domnul, n-au un istoric bun în spate. Băiatul meu chiar a avut mult de suferit. Fiind un coleric, un hiperactiv, cu deficit de atenție și sindrom depresiv, nu a fost chiar atât de... În toate felurile, de la nebunule, ți-ai luat pastilele astăzi, în școală. Și sunt pe drumul lor și sunt mulțumită pentru că sămânța este bună. Într-o zi... Și va veni ziua în care vor realiza și ce a făcut mama în tot acest răstim. Și de asta am spus că deci vacanța asta... Va fi, Alina, deci vacanța asta e de meditație? Este decisivă pentru mine. Mi-am luat o vacanță așa sabatică, să mă gândesc și să pun pe hârtie câte aș putea face dincolo de Crisbav. Multă. Cred că cel mai mult, sincer, mi-ar plăcea, am observat că ajung acolo sus oameni care mă reprezintă pe mine, pe etnia mea, ce n-au a face cu noi. Și n-au nicio treabă. Și e dureros și frustrant să vezi că apar oameni și se politici, bat. Și politici, să risipezi bani. Este dureros. Deci, Alina, îmi doresc de la să toamnă. Fiu acolo la sus unde se face educație, consilier pe problemele romilor. Că de la firul ierbii și de la femeia de serviciu și de la măturătorul care vedea elevul când iese de la școală și aruncă cornul ăla prăpădit în coșul de gunoi, că nu-l mânca pentru că nu este bun. Deci sunt multe aspecte știute nu doar din cărți, nu doar din tratate științifice sau și politice. Nimic practic. Am și din înțeles. Experiența de la firul abia ierbii. Abia aștept să ne întâlnim în momentul în care va veni hotărârea. Am depășit și spațiul de emisie, că e greu să ne încadrăm cu Alina Ursu. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet și eu. Și, sunt sigură că Dumnezeu te va îndruma acolo unde este atâta nevoie de tine. Cu siguranță. În educație. De acolo se schimbă lumea. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Alina Ursu, profesor de etnie romă, asumat, sacrificat, cu tot ce presupune asta, un om minunat și atât. Onelia Pescaru, sunt, ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut la Mix TV. O seară excelentă tuturor!